l'anno aveva le cose per così di mezzo fai. Excelențele voastre, stimați invitați, dragi colegi și studenți, bună ziua! Bine-ați venit la Forumul de Cooperare în Regiunea Dunării. Numele meu este Florin Tudor, sunt profesor la Universitatea Dunărea de Jos și coordonator la acestui forum. Forumul de Cooperare în Regiunea Dunării este un eveniment organizat de Universitatea Dunărea de Jos din Galați, împreună cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, eveniment care a primit din partea Ministerului Afacerilor Externe patronajul președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Comisia Europeană a Dunării a fost cea mai importantă instituție internațională care și-a desfășurat activitatea pe teritoriul statului român independent, contribuind la integrarea economiei românești pe circuitele comerciale europene. Comisia Europeană a Dunării și-a început activitatea la 4 noiembrie 1856, stabilindu-și sediul la Galați și, printr-o succesiune de tratate, acorduri, angajamente și convenții, a funcționat până la conferința de la Belgrad din 1984. Orașul Galați, punct strategic, politic și comercial, pe marile rute ale Europei, a cunoscut efervescența unor intense și dificile negocieri diplomatice pentru regimul juridic al Dunării. Vă mulțumesc, domnule decan, și felicitări pentru această organizare dumneavoastră, domnului Victor Librescu, cu care am avut și plăcerea să lucrez mai mulți ani în Parlamentul European și voi avea această ocazie și în Parlamentul viitor. Sunt multe persoane aici de față cu care am lucrat pentru diverse proiecte și pe care vreau să-i salut cu toată prietenia. Și aș vrea să vă spun doar două lucruri. Aș vrea să am două planuri de abordare. Unul local, care s-a referit la zona noastră, Galați și zona Dunării, în special în România, și un plan european. Sunt, în primul rând, două abordări. S-au spus multe lucruri aici cu care multe dintre ele sunt de acord. Unele dintre ele, domnul Lazar Cumănescu va trebui să ne spună cum anume vom face o interconectare cu zona aceasta din Ucraina și Moldova, ținând cont de statutul lor de țări membre a Uniunii Europene și un ecartament al căii ferate care e ușor diferit de al nostru, dar bănuiesc că toate aceste lucruri fac parte din planurile de viitor pe care va trebui să le rezolvăm odată și odată. Acum 5 ani de zile eram partea unei discuții când se punea baza unui proiect la Galați. Proiect care era de către APDB, se chema Terminalul Multimodal. Era un prim proiect concret pentru porturile românești pe strategia Dunării și care avea ca și obiectiv și are și în acest moment să facem din zona aceasta a Galațiului, care este singurul port la Dunărea Maritimă care are și capacitatea și poate să și reclame statutul de port serios, un punct de legătură între traficul de mărfuri dintre zona Asiei și a Europei, în special China era cea vizată. Având parte de o consultanță la vremea respectivă deosebită, mi-aduc aminte că am întâlnit chiar la prefectură, domnul prefect, cred că își mai aduce aminte, cu președintele Consiliului de Administrație al punctului Duisburg, astfel încât cu know-how-ul lor, deci să nu mai inventăm noi odată roata, să facem și noi un lucru foarte bine și foarte repede, pentru că cei din Duisburg deja făcuseră acest lucru. Similitudine, Duisburg avusese un combinat steluric cu 40.000 de oameni, la ei reforma a fost foarte dură și au dispărut industria, practic, din Duisburg. Au creat un terminal multimodal care le-a adus 40.000 de locuri de muncă. Deci au transformat complet filozofia în care funcționa orașul Duisburg și tot traficul pe Dunăre din zona Germaniei. Pentru noi acest proiect era un proiect vital și este un proiect vital și foarte important. Și trebuie să vă spun că, din păcate, suma aprobată n-a fost decât, dacă nu greșesc, să aduc bine aminte, 20 de milioane de euro, deși tot proiectul era de 100 de milioane și ca întotdeauna în loc să facem un lucru bun și în întregime de la început, am luat această chestiune etapizată, care bănuiesc că nu va avea niciun efect
foarte curând, în măsura în care lucrurile nu intră într-un ritm mai accelerat. De acest motiv și prezența dumneavoastră aici trebuie să constituie și acest semnal că investițiile în zona Dunării nu sunt investiții care se fac așa în general pentru că vrem să mai facem un lucru, ci pentru că ele aduc acel plus, acea valoare de care avem nevoie, pentru că vorbim de infrastructură, cea mai importantă autostradă din Europa este Dunărea. Este singura care poate să transporte volume mari de mărfuri. Este singura care, singura autostradă care poate să și interconectează în acest moment circa 7 țări, din, pornind de la Marea Neagră până în Germania și mai departe, dacă vrei și până mai. Toate aceste lucruri vin să arate că dacă știi ce faci și vrei să faci și faci repede, aceste lucruri trebuie să realizate. Și sper că acest proiect să fie finalizat foarte repede, inclusiv cu etapa următoare. Și vreau să-i încurajez pe cei care se ocupă la APDM și pe cei care sunt în Ministerul Transportului să facă ceea ce trebuie, astfel încât următoarele etape să le ardem, pentru că trebuie să aprobăm de la Comisia Europeană și așa mai departe. Un al doilea element, și de data asta mă îndrept ușor către partea pe care a prezentat-o domnul decan de Horizon Europe, de cercetare, programul de cercetare a Uniunii Europene pentru perioada 2020-2027, continuatorul programului Horizon 2020, așa se spune. În visul numărul 1 al țării, lui îi place, pe 2020, așa spun toți în Europa. Și atunci aceste lucruri ar trebui ca să fie, să fie văzute și ceea ce înseamnă adevărata lor implicare. Eu recunosc că am avut o mare șansă să lucrez cu domnul profesor Georgescu, și ministru, și ca ministru, și ca secretar de stat. Și probabil că dacă nu era domnia sa, eu știam de aici, este Galații, sunt profesor al acestei universități, probabil că nu m-aș fi hrămat să fiu raportorul pentru acest program de cercetare, un program de peste 100 de miliarde de euro. Și, în general, este prima dată când un român este raportor de un proiect atât de important la nivelul european în ultimii 12 ani. Și de când suntem membri Uniunea Europeană, nimeni nu drepturi de pline, vreau să zic. Și am încercat să înțeleg care sunt, totuși, principalele lucruri care ne confruntăm. Și vreau să vă spun că descoperirile sunt terifiante. Deci, participarea României în programul Orizont 2020 este una absolut de neacceptată. Absolut de neacceptată. Deci, vorbim de programe cum sunt Maria Slodovska Curie, programe care sunt pentru doctoranți, să dau curse, să dau curse predoctorale, curse postdoctorale. La un moment dat, cifra care aveam din România erau 5 doctoranți. Iar și European Research Council, cei care dau bani pentru cercetare, practic în toate domeniile, de la științe sociale până la ce vreți. Prima discuție care am avut-o când am luat acest raport cu domnul profesor Bourguignon, cu care am și avut o conferință organizată anul trecut la București, spre și mie care sunt proiectele de cercetare pe care le are România. Și vreau să spun că am primit un răspuns uluitor. Păi avem unul. Se chema Istoria Regatului Valonii în secolul XIV, făcută de un profesor român, drept, dar la o universitate din Franța. Și a spus, asta este o glumă, asta e singurul proiect de cercetare pe care îl avem la ERC, care are un buget de 20 de miliarde de euro din România, răspunsul a fost dat. După care m-am dus pe celelalte componente, pe celelalte clustere de mobilitate, de mediu. Și vreau să vă spun că situația este una proastă. Dar, după care am agregat datele și la ceea ce se cheamă eu 13 de țări din centrul și estul Europei, plus Portugalia și Grecia, cum le-am definit noi acum și am să mă refer așa ca să nu ne încurcăm, participarea, deci banii alocați în cadrul programului Orizont 2020, cifra este de 7%. Deci la 7%, totalul bugetului merg pe trecea este 13 țări. Și în discuție pe care le-am avut nenumărate și cu Domnul Georgescu și cu ceilalți oameni care se pricep și cu care am putut să discut, cu rectorul, cu vicerectorul de la Universitatea Politehnică din București, cu alte personalități, în domeniul, spus, vedeți, de ce? Care este această cauză? Pentru că am să mă refer imediat și la subiectul nostru, ca să înțelegem un pic cum se leagă lucrurile. Primul este o lipsă de informare care este prezentă și care este general valabil. Nu se știe cum anume și ce înseamnă să aplici bani, dă vina pe birocrația românească, deși aceste programe, 100 de miliarde de euro este o sumă
trebuie să recunoașteți, extrem de generoasă, sunt în legătură cu depunerea proiectelor la concurse. Deci nu are nicio legătură cu cele mai. Singura chestiune care ne aparține nouă este aceea de informare. Oamenii trebuie să știe cum anume se aplică la un program european. Doctorații trebuie să știe cum anume și ce drepturi au ca să obțină, să meargă pe o cursă. Și nu vorbim doar de universități, că văd și pe Maria Filimon. Deci și liderele mici și mijlocii au o componentă de cercetare care este extrem de importantă. Păi peste 40% din noul pilon care se cheamă pilonul de inovare al Uniunii Europene și care are și el o sumă de 20 de miliarde, are o sumă dedicată doar pentru întreprinderi mici și mijlocii, care sigur sunt aplicații în domeniul cercetării. Nu se știu toate aceste lucruri și întrebarea, pe lângă faptul că am constatat că nu, se știu, nu sunt cunoscute nici modalitățile de aplicare, întrebarea a fost și ce facem. Și atunci am stabilit cu comisarul Moeda, împreună și cu domnul Georgescu și după aceea cu domnul Burduc, ministrul Burduc, domnule, haideți să facem din asistență tehnică, să organizăm conferințe în centrele mari ale țării. M-aș bucura ca prima să fie organizată la Galați, unde să fie invitați din mediul universitar, din întreprinderile care lucrează în domeniul cercetării, astfel încât toți se poate să știe că sunt bani europeni, sunt granturi, sunt bani gratis care sunt acordați, sunt bani care sunt cu o finanțare care este infimă. Dar toți acești bani stau pe masă și nu sunt luați. Sigur că o să spun că nu există un apetit foarte mare nici din partea celor care ar trebui să facă, care fac consorțiile de regulă, țările mari, foarte bogate, cum sunt Marea Britanie, Germania, știu, Franța, Olanda, și care nu vor să ia parteneri din Estul Europei. Este adevărat? Da. Dar întrebarea este ce facem? Și programul Orizont 2020 s-a creat un fel de mecanism, se cheamă widening, adică un mecanism prin care și țările care fac parte din așa un grup de EU13 să beneficieze de fond. N-am fost mulțumit, să vă spun foarte direct, cu formula care a funcționat, pentru că am cerut absorția banilor pe acest mecanism de widening, suma care era alocată mică, sub 1 miliard de euro, 800 de milioane de euro, și țara care primise cei mai mulți bani era Marea Britanie. Și spun, doamne, dacă un mecanism care este destinat tocmai pentru a-i sprijini pe cei care au nevoie mai multă de bani, are ca principal recipient țara care are cei mai mulți, primește cei mai mulți bani, Marea Britanie, ceva e în regulă. Și acum să vă spun și ce am schimbat, ca să-i răspund invitații domnului profesor de a vă spune câteva lucruri. Mecanismul de widening am introdus, sigur, suma e mult mai mare, 3,3% din bugetul europene, pentru a evita ca toate toți banii să ducă prin mecanisme de twinning și alte tipuri de mecanisme de acest gen, tot către țările foarte bogate, să fie cu precădere alocați banii către țările care ar trebui să fie beneficiare, mecanisme de hop-on. Deci dacă cineva din Galați vrea să intre într-un consorțiu și este bun, nu faptul că este din România mai constituie o piedică sau faptul că cei mai mulți vor să împartă banii și să dea o bucățică din celul din Galați, ci cel din Galați, dacă este acceptat de consorțiu, vine cu banii din widening și nu afectează, practic, suma de bani care le se cuvine celor care făceau parte din consorțiu, celor mari și mai bogați. Și v-am spus toate aceste lucruri pentru că important este ca întotdeauna să știi să ai acces la informații. Dar informația, sigur, acest eveniment este o sursă de informare pe care o puteți folosi. Foarte mulți dintre dumneavoastră au auzit, dar sunt mult mai mulți cei care nu sunt în această sală și care nu știu și nu vor ști. Deci, în absența unor lucruri care să se referă la o activitate de informare precisă și foarte targetată, nu vom avea niciun fel de posibilitate de a crește accesul la fondurile europene, cel puțin pe zona de cercetare, unde, din păcate, cei care ar putea să beneficieze, nici ei nu știu câte oportunități sunt pierdute. Deci toată lumea pierde. Mediul universitar pierde, mediul economic pierde și, până la urmă, pierdem noi toți. Și vă dau câteva exemple care m-au ocupat. Deci, domnul profesor Georgescu, domnule decan, venise cu un proiect pentru achiziția și construirea unei nave ca să face cercetări pentru partea de mediu și să puteți să vedeți ceea ce se întâmplă datorită faptului că au apărut foarte multe incluze și modul în care eventuale operațiuni de dragare și celelalte lucrări și diversări de ape afectează calitatea. Sper că acest proiect să poată să fie realizat. Suma mie mare, am înțeles, 10 milioane de euro, dar cred că pentru Galați acesta ar putea să fie un proiect valoros. O altă
chestiune care, pe care cred că unii dintre asta ar putea să fie foarte interesat, s-a referit la transportul ecologic pe Dunăre. Asociația Armatorilor a stat pe capul meu foarte mult, ea reprezintă transportatorii de pe Dunăre, din România până în Germania, și care mi-au atras atenția că ceea ce se dorea din partea Consiliului, și anume clusterul care se cheamă Mediu și Mobilitate, să fie spart astfel încât să existe unul separat de mobilitate, deci de transport, îi afectează foarte mult și am zis, înțelegeam foarte bine până când lucrurile au fost puse în adevărata lor, la lor realitate. Și realitatea era că dacă se separau cele două clustere, ceea ce pentru transportatori era un proiect extrem de important și anume de retehologizarea părții de motoare, astfel încât motoare noi ecologice care să fie, să funcționeze pe hidrogen sau pe hidrogen, să poată să continue acest program de investiții, a fost practic anulat. Deci iată cât a fost de important să poți să auzi și să poți să faci un lucru care era extrem de important pentru transportatori. Și vreau să vă închei doar spunându-vă un singur lucru. Dacă vrei să facem ceva, trebuie să fim extrem de insistenți și extrem de persistenți. Guvernul dorește. Ceea ce nu poate să facă niciun guvern, nici Parlamentul European sau Național, este acea dorință de a face. În momentul în care există acea dorință, acea scrie, lucrurile să știți că intră și să pot realiza, astfel încât cu toții să le vedem și repede și imediat. Și a doilea palier este acela accesului la informații. Este datoria fiecăruia dintre noi, fiecare dintre noi, să putem să participăm la această acțiune de informare, pentru că cei care pot să beneficieze de bani vor ști cum să facă acest lucru, iar beneficiile sunt uriașe. Eu vă mulțumesc și vă doresc succes, pentru că până la urmă, ceea ce a făcut președintele Consiliului Județean și primarul Galațiului și ceilalți, arătând cum anume pot fi cheltuiți banii europeni, cum face APDM-ul Galați, cred că e o sursă de inspirație pentru cei foarte mulți și mai ales pentru cei care nu sunt în această sală și care trebuie să primească acest semnal de invitație. Haideți să facem ceva împreună. Mulțumesc, felicitări, domnule profesor! Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați invitați! Este o mare onoare și plăcere pentru mine astăzi, pentru că la Galați este un eveniment important. Vreau să vă mulțumesc tuturor că ați dat curs acestei invitații la acest forum pe strategia Uniunii Europene de dezvoltare a Dunării, pentru că Dunărea, de-a lungul timpului, pentru Galați, a fost unul dintre cele mai importante motoare de dezvoltare economice acestui județ. Acest forum nu ar fi fost posibil dacă Universitatea nu s-ar fi implicat, dacă autoritățile locale nu s-ar fi implicat, dar bineînțeles și fără aportul și suportul dumneavoastră nu ar fi fost posibil ca acest forum să desfășoare la Galați astăzi. Încă o dată vă spun bun venit la Galați. Mulți știu, alții nu știu, Galați a fost mulți ani și este considerată capitala Dunării. Mulți știu, alții nu știu, la Galați a funcționat Comisia Europeană Dezvoltarea Dunării. De aceea mă bucur foarte mult. Spuneau antevorbitorii mei despre acest program de dezvoltare a Dunării, unde sunt 12 județe riverane din România care beneficiază de acest proiect, de acest program. Mă bucur și felicit că Guvernul a luat această decizie de a introduce acest program, pentru că Galațiul, în momentul de față, este unul dintre partenerii cei mai activi la acest program și am să exemplific prin câteva exemple. Este unul dintre cele 12 județe riverane Dunării, care, dintr-un program de 150 de milioane de euro alocați acestui program, a reușit să absoarbă 80 de milioane de euro pentru ceea ce înseamnă rețele de conectivitate, drumuri în interiorul județului Galați. Și nu înseamnă doar conectivitate, dezvoltarea drumurilor, înseamnă și dezvoltarea economică, această finanțare. Unul dintre proiectele importante și mult așteptate ale
Galațiului, este și centura ocolitoare a municipiului Galați, proiect care va avea finanțare tot din acest program SUER, Strategia Europeană de Dezvoltare a Dunării. De aceea vă rog pe toți cei implicați, autorități europene, colegi, prieteni, să dezvoltăm acest program, pentru că avem nevoie. Avem nevoie și ați văzut, așa cum am exemplificat, Galați este unul dintre cele 12 județe active în acest program și ne dorim să fim activi în continuare și pe exercițiul financiar 2020-2027 cu rugămintea de a fi alocat o sumă și mai mare pe acest program, pentru că din proiectele identificate ca necesare și de dezvoltare a județului și a regiunii Galațiului și, bineînțeles, în urma unor sondaje făcute de către Banca Mondială, unul dintre proiectele importante de conectivitate este un drum expres Galați-Lobozia, care se facă legătură cu autostrada A1. Un alt proiect identificat de cetățenii Galațiului și susținut este construcția unui spital regional în zonă. Galațiul are potențial pentru că, în momentul de față, spitalul județean se comportă ca un spital regional. Dar avem nevoie să dezvoltăm, pentru că avem potențial. Galațiul, în cadrul Universității Dunărea de Jos, are o facultate de medicină, facultate de stomatologie, facultate de moașe, astfel că avem potențial, avem resursă umană. Și, bineînțeles, un al treilea proiect din cele 10 pe care le-am identificat împreună cu colegul și prietenul meu, domnul primar și domnul prefect Dorin Otrocol, este, se referă tot la conectivitate, construirea unui aeroport. Deci sunt proiecte pe care călățenii și care cei din zonă le doresc. De aceea doresc mult succes în continuarea acestui forum. Sper ca această primă ediție la Galați să fie doar începutul și să aibă continuitate și longevitate, poate chiar mai mult de 10 ani. Și sperăm ca pe exercițiul financiar 2020-2027 să vină mai mult de 80 de milioane de euro la Galați pe acest program. Vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare. Mulțumesc! Permiteți-mi să vă spun un călduros bine ați venit la Galați tuturor celor care au poposit preț de două zile din alte colțuri ale lumii, aici, pe malurile Dunării, așa cum a amintit și domnul președinte Fotea, aici unde a luat ființă Comisia Dunării, în 1856. Avem și în continuare clădirea. Poate n-ar fi rău, nu știu dacă aveți timp, dar ar fi frumos să o vizitați. Momentan avem biblioteca, avea urechea acolo, e o clădire extrem de frumoasă. I-am ascultat pe toți cei dinaintea mea spunând cuvinte extrem de frumoase, de strategii, de absolut tot ceea ce facem și de fondurile pe care am reușit să le atragem vis-a-vis de Dunăre. Într-adevăr, o performanță pe care, sau pentru care trebuie să-l felicit pe domnul președinte Fotea, alături de echipa și dumnealui și a primăriei, cea pe care o coordoneze în momentul de față, cred că un punct extrem de important pentru viitoarea dezvoltare a Galațiului va fi această rută ocolitoare de care avea nevoie spre a fi modernizată și pe care să o putem folosi la adevărata valoare. L-am ascultat pe domnul rector puțin mai devreme, într-adevăr, o vizită pe care am făcut-o în comun, la Malmeo, și într-adevăr a amintit dumnealui că avem deja cumva bazele unei viitoare, eu știu, viitorul sună bine. Avem deja universitatea, nu doar una, avem deja două, avem extensie la Brăila, ca să mă exprim așa, avem un pont care se construiește între Galați și Brăila și va lega cele două orașe cu partea cealaltă a Dunării, cu Muntenia. Avem promisiunea cumva și a unei infrastructuri viitoare care să deservească toată această zonă, dar din păcate, permiteți-mi să mi arăt regretul momentan, n-avem un lucru. Domnul
Fote a amintit puțin mai devreme de 12 județe aferente Dunării. Din păcate sunt singurul reprezentant din toate administrațiile locale participant astăzi la o strategie a Dunării. Cred că ne mai trebuie niște oameni de viziune și în alte părți, nu doar la Galați. Cred că dacă am putea aduce, eu știu, măcar un autocar de suedezi și de danezi aici pe maluri Dunărele, la Dunărea de Jos, cred că ar fi un avantaj, dar cine știe, poate Universitatea va face vreo extensie și undeva în zona Copenhaga-Malmeu, pentru că au deja experiența extensiilor de succes în afara țării. Un alt lucru cu care cred că Galațiul se poate lăuda. Mâine voi prezenta și eu un panel, deci prin urmare cred că nu voi intra acum cel puțin în amănunt legat de ceea ce poate oferi Galațiul pentru toți cei ce doresc să investească aici. Galațiul care într-adevăr și-a cunoscut existența strâns legat de tot ceea ce înseamnă apă, pentru că putem fi numit orașul dintre ape, suntem între Prut, Dunăre și Siret, cred că în cel mai mare bazin hidrografic al României și evident cred că viitoarea dezvoltare a Galațiului e strâns legată de dezvoltarea pe transportul și tot ceea ce ține de apă. Și ca un ultim amănunt și ca și o dorință, domnului ministru Negrescu i-am adresat această dorință pe viitor, pentru că ne dorim și pe viitor să accesăm fonduri europene. Îmi exprim dorința și speranța că viitorul exercițiu financiar vor include fonduri și efectiv dezvoltării Dunării, nu doar a drumurilor de lângă Dunăre, nu doar a blocurilor aferente Dunării, nu doar a școlilor aferente Dunării, ci efectiv dezvoltării Dunării. Pentru că în momentul de față, să-mi fie cu iertare, mi-ar fi plăcut să pot reface pe Suer faleza, cea mai frumoasă faleza a Dunării, pe care o are Dunărea, cel puțin pe întinderea românească a Dunării, mi-ar fi plăcut să o pot face pe fonduri europene, pe Suer. Din păcate, nu a existat nicio formă de finanțare. Să sperăm că într-un viitor extrem de apropiat vom reuși și acest lucru. Eu vă mulțumesc încă o dată, bine ați venit la Galați. Mulțumesc parteneriatului pe care l-am cu doi parteneri extrem de serioși și îi amintesc, dar nu țineți cont musai de ordinea în care urmează să-i amintesc, pentru că sunt în egală măsură la fel de valoroși. Mă refer aici la Consiliul Județean și la parteneriatul pe care îl avem cu Universitatea Dunărea de Jos. Doi parteneri cu care cred că pentru prima oară Galațiul are bazele solide dezvoltării construcției în jurul universității, așa cum am văzut-o că se întâmplă în afara țării, și cu un partener solid, așa cum este Consiliul Județean. Eu personal, de data asta, o iertați-mi aroganța, dar cred că am toate șansele să prind chiar și a 10-a, a 10-a rundă, tot în postura de primar. Mulțumesc frumos, zi bună! Doamnelor și domnilor, bună ziua! Mă bucur să mă aflu din nou la Galați. Avem ocazia să discutăm împreună despre acest subiect extrem de important, strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Astăzi am ocazia să fac acest lucru din această postură de prorector al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, coorganizator al acestui eveniment pe care împreună cu Universitatea din Galați îl dorim să devină anual. Un eveniment care să atragă experți din toate zonele Europei și dincolo de Europa pentru a discuta împreună despre ceea ce înseamnă cooperarea regională și soluțiile pe care le putem identifica împreună în așa fel încât să folosim avantajele comparative pe care fiecare țară parteneră o poate aduce acestui proiect comun de cooperare. De fapt, aceasta a fost ideea de la care s-a pornit. De la care a pornit candidatura noastră pentru preluarea președinției strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Acest proiect, inițiat în 2017, a plecat de la această convingere comună de că, într-adevăr, există un potențial enorm în jurul Dunării. Un potențial pe care trebuie să-l fructificăm și putem profita de acest potențial
folosind acest instrument al strategiei regionale, dar folosind de asemenea oportunitatea conferită de deținerea președinției Consiliului Uniunii Europene. De aceea, în 2017, când nu foarte multă lume credea în acest proiect, Guvernul României a decis să aplice pentru această oportunitate, reușind, practic, să preia pentru a doua oară această președinție cu scopul de a-i da mai multă vizibilitate. Aceasta a fost ideea inițială. O idee inițială care astăzi prinde contur. Vedem prin seria de evenimente pe care colegii din Ministerul Afacerilor Externe și din Ministerul de Resort caută să le organizeze și pe care, evident, actori instituționali, neutri, neguvernamentali sau din mediul academic caută să-l sprijine. De fapt, plecând de la această previză și această idee a revigorării, au fost parcuși pași importanți, care merită să fie reamintiți, pentru că de foarte multe ori în dezbaterea publică avem tendința să luăm lucrurile cu lejeritate, ignorând poate o serie de lucruri care au fost deja realizate. Nu mă refer aici doar la preluarea președinției, ci mă refer aici la acest concept pe care l-am menționat tocmai mai devreme, al revigorării strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Revigorarea înseamnă implicare, înseamnă a genera, practic, un entuziasm din partea partenerilor pentru a pune în prim planul dezbaterilor locale, naționale sau europene acest subiect al strategiei regionale. Și primul pas, cum vă spuneam și mai devreme, a fost realizat. A fost realizat prin operaționalizarea punctului focal SUER, o operaționalizare care pare să genereze rezultatele dorite pentru această strategie, o operaționalizare la care România contribuie în mod activ. În momentul în care vorbeam în 2017 de această idee a revigorării și de posibila noastră candidatură împreună cu Austria pentru deținerea și operaționalizarea acestui punct focal, din nou foarte puțin credeau. Dar cei care au crezut s-au luptat, au negociat, au discutat, au scris la proiectele care sunt aferente acestei aplicații și au obținut pentru România această posibilitate de a operaționaliza punctul focal. Tocmai pentru a spune că atunci când crezi, o să realizezi foarte multe lucruri și colegii noștri aici de la Galați, de la Universitatea Dunărea de Jos și domnul profesor Tudor, cred foarte mult în această idee că putem să facem lucruri care uneori pot părea imposibile. Inclusiv organizarea acestui forum la început părea așa puțin ceva idilic, distant, greu de realizat, dar iată că astăzi avem o sală plină și putem să discutăm împreună despre ceea ce înseamnă această formă de cooperare și de ce nu să punem din nou Galațiul pe harta dezbaterilor pe acest subiect, pe harta dezbaterilor europene privitoare la cooperarea regională și folosirea potențialului oferit de politicile macro-regionale la nivel european, atât pentru statele membre, cât și pentru statele partenere, care, iată, fac parte inclusiv din această strategie. Practic, aceste direcții evocate și în intervențiile anterioare, patru direcții, se referă la nevoia de a identifica împreună proiecte. Proiecte, așa cum spunea domnul rector foarte bine, referitoare la conectivitate, referitoare la mobilitate, referitoare la dezvoltarea infrastructurii împreună cu statele, comunitățile partenere. Se referă la nevoia de a avea mai multe schimburi de experiențe, de a învăța unii de la ceilalți mai mult și de a implica toți actorii sociali relevanți care vor să contribuie la ceea ce înseamnă această formă de cooperare regională și la potențialul pe care zona Dunării o are. Și nu în ultimul rând, este important pentru noi să profităm de acest context pentru a folosi și lucrurile care merg. Și aici s-a spus mai devreme, mediul academic este extrem de dinamic, avem cu toții foarte multe legături cu universități partenere din regiune, dar de asemenea și mediul asociativ și aici caut să laud încă o dată energia de care clusterele românești în jurul acestei regiuni dau dovadă, fiind un exemplu la nivel european pentru cum, de fapt, tipuri de asociere diferite pot aduce o valoare adăugată acestui proiect comun. Evident, atunci când s-a pornit cu această idee, au fost mai multe direcții, nu o să le evoc pe toate, doar o parte vor fi proiectate, pentru că așa mi s-a cerut să avem și această manieră de a ilustra lucrurile, dar, în definitiv, scopul final al președinției strategiei regiunii Dunării a fost acela de a căuta să punem pe agenda publică această formă de cooperare care, într-adevăr, a adus beneficii multor state din regiune și inclusiv României. Pentru că datorită acestei forme de cooperare regionale au fost dezvoltate foarte multe proiecte.
Mă refer aici la proiecte transfrontaliere, mă refer aici la fondurile europene acordate cu prioritate pentru zonele limitrofe Dunării și acest lucru trebuie punctat încă o dată. România este singurul stat membru din Uniunea Europeană care a alocat din fondurile structurale bani pentru comunitățile din zona Dunării, pentru județele limitrofe Dunării, ceea ce face din România din nou un exemplu la nivel regional și ar trebui să scoatem în evidență inclusiv aceste exemple pozitive pentru a invita și pe ceilalți să facă la fel. Dragi prieteni, dragi invitați, vă cunosc pe foarte mult. Este o plăcere să ne reîntâlnim astăzi, să putem discuta aceste aspecte pe mai multe paliere. Sunt convins că acest forum va fi un succes și că împreună cu Universitatea de aici din Galați vom organiza cel puțin 10 ediții, așa cum spunea domnul rector, de acum încolo. Mulțumesc. Prezența dumneavoastră aici la Forumul de Cooperare la Dunăre reprezintă confirmarea importanței acordate bazinului dunărean, deopotrivă de către oficiali europeni, experți ai instituțiilor europene, mediul academic, comunitatea de afaceri, dumneavoastră, societatea civilă. Am convingerea de plină că aceste două zile de dezbatere vor constitui premisele pentru viitoarele parteneriate de afaceri care să viseze investiții în domenii strategice precum infrastructura de transport, mediu, energie și să vă asigur că Galațul poate veni în întâmpinarea nevoilor regionale, inclusiv pe segmentul îmbunătățirii mobilității pe căile navigabile interioare. Felicit organizatorii și vă urez mult succes cu speranța că dezideratele comune legate de fluviu se vor concretiza în beneficiu întregului spațiu european. Vă mulțumesc! Succes! Doamnelor și domnilor, strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării este a doua strategie macro-regională a Uniunii Europene, preluând modelul de cooperare dezvoltat prin strategia Uniunii Europene pentru Marea Baltică, adoptată în 2009, cu adoptare la specificul regiunii Dunării. Strategia pentru regiunea Dunării reprezintă o inițiativă politică a României și Austriei, promovată printr-o scrisoare comună la nivelul de prim-ministru în iunie 2008 și adresată președintelui Comisiei Europene. Creată inițial sub imperiul celor trei noi fonduri, fără noi investiții și fără noi reglementări, strategia Dunării a fost pusă în fața provocării de a se adapta pentru a-și asigura modul de implementare a proiectelor prin valorificarea fondurilor europene existente. Actuala campanie de informare cred că trebuie schimbată din punct de vedere al structurii. Eu am vorbit cu comisarul Boedas, comisarul pe cercetare și l-am spus și celor din Ministerul Cercetării din România că există această dorință de a aloca banii pentru organizarea de evenimente în marile centre ale României, evenimente de informare care să poată să participe mediul universitar, mediul antreprenorial, deci întreprinderi, firme mici și mijlocii, pentru că accesul la informații este cel care, de fapt, îi spune cuiva dacă ai o idee, vrei să faci ceva, dacă vorbim de cercetare, poți obții granturi, poți obții chiar să intri în consorții cu alte firme, iar potențialul pe care are România este unul foarte mare, dar el este un potențial care este încă nedescoperit din acest punct de vedere și este păcat ca cineva să poată să rateze o oportunitate de a primi un grant de 50.000 de euro, de pildă, care înseamnă o sumă nerambursabilă care ți se dă doar pentru a spune în practică un proiect. Să nu intri în consorțiu cu, chiar cu cei mari, dacă lucrurile necesită o finanțare care să fie una de anvergură, de milioane și milioane de euro. Acesta este un mesaj foarte puternic, pentru că în actualul cadru financiar, participarea României la aceste proiecte, care, repet, sunt bani alocați direct de către Bruxelles. Deci, lucrurile arată că există o sincopă în ceea ce înseamnă activitatea de a aduce la cunoștința celor care ar putea să fie interesați ce se poate face. Dacă ești doctorant, faptul că primești bursă,
care este un lucru extrem de important, sunt câteva mii de euro pe care îi primești în perioada doctorală, postdoctorală, după care tot ceea ce înseamnă clustere de tehnologie a informației, cei care sunt din IT pot să acceseze și să poată să obțină finanțări pentru această activitate, cei care sunt în domeniul transportului pot să obțină bani la fel pentru activități care țin de domeniul transportului, cei care au preocupări în domeniul protecției mediului. Este iarăși un cluster care este special dedicat și cu bani mulți alocați, circa 15 miliarde de euro, tocmai pentru activități de transport, cei care sunt în domeniul industriei creative. Și ei pot să obțină acești bani. Dar trebuie să ajungem la fiecare dintre cei care ar putea să fie interesat, astfel încât tot să știe ce au de făcut, pentru că dacă ei reușesc, și viața noastră va fi mai bună. Și o întrebare legată de alegerile europarlamentare care vor veni pe 26 mai. Ați atacat în mod public poziția lui Manfred Weber vis-a-vis de presiunile pe care le face asupra independenței justiției din România. Credeți că se poate schimba ceva în contextul noului legislativ? Favorabil României această schimbare? Eu cred că ceea ce noi în România vorbim ca fiind independența justiției ar trebui să fie un mecanism care să funcționeze la nivelul Uniunii Europene. Nu ne putem preface că în România cerem ceva, ceea ce la noi acasă nu avem voie să facem sau ne este chiar interzis. Și în celelalte țări membre ale Uniunii Europene nu ai voie să influențezi nici pe judecători, nici pe procurori, iar conceptul de justiție independentă este unul pe care toată lumea îl clamează, dar care au anumite nuanțe în momentul în care ar trebui să fie aplicat în România, pe principiu voi să faceți cum vă zicem noi, nu cum facem noi, adică cum se întâmplă lucrurile la noi acasă. Iar conceptul de independență trebuie să fie bineînțeles. Mi s-a părut absolut deplasată solicitarea autorităților române, deci am înțeles guvernului, care să vorbească cu judecătorii, să nu să dea o anumită soluție în dosarul lui Chioveși. Nu cred că această chestiune este una care să poată să fie și nici acceptabilă și nici pe care noi să o putem lăsa nesancționată, pentru că dublul limbaj și dublul standard noi nu-l acceptăm. În primul rând, dați-mi voie, înainte de a intra în proiectele de viitor, dați-mi voie să vă salut toți participanții la acest forum. Este pentru prima dată când se întâmplă un astfel de forum pe strategia europeană de dezvoltare la Galați. Galațiu este considerat și cunoscut ca fiind capitala Dunării, ca atare, unde putea fi un loc mai bun de desfășurare a acestui forum decât la Galați. Sper că acest forum să aibă viață lungă, nu cum spunea unii 10 ani, poate mai mult, pentru că Dunărea va fi aici cât va fi Galațiu sau invers, Galațiu va fi cât va exista Dunărea. Mă bucur că acest program de strategie europeană de dezvoltare a Dunării pe exercițiul financiar 2014-2020 din programul operațional regional a rupt o bucățică guvernul și a alocat și pentru cele 12 state riverane membre o sumă pentru dezvoltarea, pentru a crea conectivitate în interiorul județului cu rețele TNT, ceea ce mă bucură foarte mult. Galațiu s-a dovedit a fi unul dintre județele foarte active pe acest program și mă bucur că suntem foarte activi, adică din 150 de milioane de euro puse la dispoziție pe acest program, Galațiu a luat aproape 80 de milioane de euro, mai mult de 50%, ceea ce mă bucură, mă onorează, dar în același timp mă și responsabilizează, pentru că sunt bani mulți și proiectele trebuie să implementate. Îmi doresc ca în viitorul exercițiu financiar 2020-2027 acest program de dezvoltare a Dunării să fie mai consistent, mai amplu și puțin mai diversificat, astfel ca să poată fi făcute investiții și în afară de conectivitate, de exemplu, e nevoie de dezvoltarea Dunării, de investiții pe Dunăre. Este nevoie, așa cum a reieșit dintr-un sondaj făcut de Banca Mondială, unde Consiliul Județean împreună cu autoritățile locale, primăria și prefectura am dat un număr de 10 proiecte. În urma unui sondaj făcut de Banca Mondială, gălățenii au răspuns și au stabilit că prioritatea 0 din cele 10 proiecte este construirea unui drum expres Galați-Brăila-Slobozia până la autostrada Soarelui.
Un al doilea proiect important de anvergură și necesar pentru dezvoltarea județului, pentru că la ora actuală Galațiu, din punct de vedere academic, stă bine, stă foarte bine. Două universități, una de stat și una privată, avem facultate de medicină. Cel de-al doilea obiectiv este construirea unui spital regional, așa cum am spus și în cadrul conferinței. Avem resursă umană specializată, avem potențial, Spitalul Județean Galați în momentul de față se comportă ca un spital regional, dar mai trebuie multe. Și cel de-al treilea proiect pe care ne-l dorim cu toții, iar Consiliul Județean a făcut un studiu de oportunitate și un studiu de trafic din care reiese că este oportună o astfel de investiție la Galați, și anume construirea unui aeroport. Dacă pe viitor, în exercițiul financiar următor, se va rupe din program operațional regional mai mulți bani pentru această strategie de dezvoltare a Dunării, cu siguranță Galațiu, așa cum mă știți și cum ne știți, vom fi în continuare foarte, foarte activi și pe acest program și pe această sursă de finanțare pe care vom accesa și vom aduce proiecte și vom dezvolta cel puțin, sper eu, măcar unul din cele trei proiecte pe care galățenii le-au menționat ca fiind prioritare pentru Galați. Cu siguranță faleza Dunării este importantă ca și trademark, ca și reper pentru municipiul Galați și poate pentru tot județul Galați și poate pentru toată România, pentru că într-adevăr este cea mai mare și cea mai frumoasă, și nu o spun doar eu pentru că e aici la Galați, ci o spun toți cei care poposesc pe malurile Dunării. Într-adevăr, din punctul meu de vedere, este imperios necesar ca în următorul exercițiu financiar, cel puțin pe strategia Dunării, să fie prinse și posibilități de amenajare a zonelor pietonale, sau nu neapărat pietonale, dar care să deservească efectiv zona limitrofă a Dunării, pentru că, așa cum am spus și în intervenția pe care am avut-o de la pupitru acestui forum, într-adevăr, orice ban pe care îl putem atrage din fonduri europene și care nu ne costă nimic, e binevenit, dar cu siguranță ar fi cu atât mai bine binevenit dacă l-am putea folosi efectiv pentru nevoile de care sau pe care municipalitatea și cetățenii acestui oraș le-au identificat de-a lungul vremii. Și da, cred cu tărie că faleza Dunării trebuie refăcută, va fi odată refăcută cel mai important element de atracție a Galațiului. Și de ce nu, poate a întregii regiuni Dunărea de jos. Poate fi ori punctul de plecare pentru Delta Dunării și de ce nu, poate cei ce pleacă sau se întorc din Delta Dunării vor poposi pentru a putea admira și frumusețile de aici, de la noi, de la Galați. A 10-a ediție, a spus dumneavoastră, vă va prinde tot pe fotoliul de primar. Vă place rolul de edil și în ce măsură vă recunoașteți în el și sunt satisfacțiile pe măsură? Deocamdată satisfacțiile nu sunt pe măsură, deocamdată stresul e mare, lucrurile par a intra într-o logică pe care mi-o doresc, și anume de a realiza lucruri pentru acest oraș, pentru că, sincer să fiu, nu iau nimic cu mine și tot ceea ce vom reuși în echipă, și doar în echipă, încă o dată spun lucrul acesta, vom reuși să facem pentru acest oraș, vor rămâne pentru nepoții noștri, strănepoții noștri, și poate își vor aminti de noi. Rolul de primar îmi place doar pentru că pot, zic eu, să-mi pun la dispoziția instituției pe care o deservesc în momentul de față și a cetățenilor toată energia, relațiile, cunoștințele pe care le-am dobândit până la acest moment și faptul că se poate vedea ceva după efortul depus, care pare uneori așa neobservabil sau prea dus pe o perioadă prea lungă de timp. Din păcate, sunt legile pe care trebuie să le urmăm. Din păcate, o spun din păcate și mie, mi-ar plăcea ca lucrurile să se desfășoare cu mult mai repede. Din păcate, astea sunt legile, asta e temporizarea pe care trebuie să o avem. Mergem înainte și am ferma convingere că orașul ăsta și faleza și multe alte edificii din acest oraș vor arăta absolut impecabil într-un viitor foarte apropiat.